Este oficial de Crăciun, tot ichiși în casa. Ce s-a întâmplat ieri cu COVID? Vorbim de numeri. 23.000 cu 225 pozitivi, 994 de morți. Niciodată atât de mult de când a început pandemie. Ministrul Acuri a spus că un italiano din 36 a fost infectat. Vorbim de ce s-a întâmplat regiune pe regiune în Italia. Tot timpul în primul loc este Lombardia cu 3.751 de nou cazuri, urmată de Veneto cu 3.581, Campania 2.295, Piemonte 2.230, Lazio 1.769, Emilia-Romagna 1.766. În perioada 21 de decembrie până la 6 ianuarie este interzisă deplasare dintre regiuni cu regiuni. Tot ce care sosește în Italia din țări non Schengen trebuie să rămână în carantină timp 14 zile în la residența indicată. Politica. Ideea de governo. Pentru combattere evasione fiscale, statul se gândește la o soluție fara precedente. De ce vorbim? Este un rembursare de stat, de fapt. Pentru toți cei vor plăti cu cardul de credit, va existe un rembursare de la 10 la 100 din cheltuiele supportate pentru cumpărături la magazine, baruri, mari commercianti, restauranti, supermarket și artigiani și profesionisti.